Am crezut că nu mai ajung azi acasă la mine. La noi acasă, Vic. La noi. Da, dar chiar și la noi erai de mult să repar lumina asta în limbic și noi era ajdem și să mâncăm sub lumânări. De 3 zile stăiam. Așa e mai romantic. Dima, eu înțeleg guvernul zis să economisim lumină, dar nici chiar așa. Vic, eu ți-am lămurit. Eu nu mă pșep la electricitate, nu mă bag eu. Dar nu ți-am zis să te bagi tu, Dima, nu ți-am zis să te bagi tu. Găsește, sună un om, lasă-mi vină să repare. Eu n-am timp. Eu toată ziua lucrez, dar tu șezi acasă și nu faci nică. Eu stau acasă. Stau în tezi și stau acasă. Nu așa a fost înțelegerea, că la doilea copil stau eu în concediu de maternitate. Și dacă stau acasă, asta nu înseamnă că stau degeaba. Dima, concediu de maternitate durează 3 ani, dar tu de-am șezi acasă 5 ani cu copiii. Dima, eu am mâine așa o zi de gretul, nici nu-ți închipui. Dar și? Vine un sponsor din Franța și-i tare greu o-i mușecuistă. Și dacă am să-l conving, am să ajung director adjunct. Dar dacă nu, Dima, apoi ne schimbăm noi cu locurile cu tine. Și am șed eu în concediu de maternitate, dar tu ai zis și ai să lucrez. Tu doar știi pe directorul ăsta, Niu, că-i tare înapoiat. Normal, bărbat. Vica, dacă mâine dimineață contractul nu-i semnat la mine pe masă, banii în firmă n-aș de unii să știi! Tu te alegi ca să-ți sar cerceii! Tu te alegi asta, tu goaie! Da, și asta chiar e ulețic cantut. Nici țărățic, nu vrei? E mai asta, Alec. Ai făcut curat în casă, ai făcut mâncare. Nu ți s-a întâmplat nică? Și tot s-a întâmplat. Că deodată cauți motiv, știi? Eu ca un bărbat normal, am vrut să întâlnesc pe mie, curat în casă, spun ceva pe masă, să bucuri. Ia stai, Alec. Dar mâine vineri, așa? Te duci cu băieții la bere? Și chiar dacă mă duc apșe? Și mă duc și n-am dreptul. Tu plătești sau și? Schimbă intonația. Da, tu plătești. Dar am și eu dreptul să ies din casă, m-a saturat atâta Vica, stau în casă, stau ca de pat părinți, parcă sunt închisoare. Dima! Vreau și eu să ies, cresc cu oameni, să mă văd cu altcineva, Dima! Mă duc undeva, eu am nevoie de atenție. Dacă erai șest în casă, tu erai să observi, că n-avem noi lunină de 3 zile, dar 3 săptămâni. Tătă ziua șest cu băieță la bere. La băut sunteți toți prieteni, dacă n-așepți, împrăștii tăți și nu mai găsești. Hai, lasă, te rog frumos, și puțin ori ne-au ajutat. Să spun eu? Dacă l-a rugat pe Pașa să duc pătucurile pentru copchii, unde era? Cum mă, eu nu pot, eu sunt la oficiu, eu am de lucru. Știi că eu am probleme cu spatele. Probleme cu schinarea. N-a scris și omul sănătatea pentru niște paturi. Dar cum? Dar Jic? Când l-a rugat să ne întâlnească la aeroport, a venit? Vica, el e doctor, anesteziolog. La operație nu poate să răspundă la telefon. Da, dar cum atâta iuhte? Când l-a rugat să adă copchii 2 ore. Nu copchii străini, Dima, dar cu finuță lui. Și ți-a răspuns? Știu eu tare ghini și ți-a răspuns. Da. Alo, cum atâta? Te rog frumos, poți stai 2 ore copchii la noi? Da ne pașii cum atâta că eu singur fac copchii, ne. N-am eu când, hai, că s-o ocupat. Dima, ține minte că orice nu s-ar întâmpla, tot eu am să fiu alături de tine și nu prietenii tăi. Mâine să te văd acasă. Stai, Oleac, de tăi mănânc, nu și eu degeaba am gătit. Nu degeaba, dar din banii mei. Înțeles. Da. Ies că și-o mâine când faci de asta. Înțeleg. Bună dimineața. Dar ce-i pățit? Bună, e că vreau să mă pornești și nu înțeleg ce are. Cred că s-a-ți cărcat acumulatorul, nu știu. Ah, dar plug hybrid din spate, în bagajnic. Ia stai smart.
A, dar păi și clemele au sărit. Ia încearcă mai, Vica. O, ies contact. Ai văzut cum s-a rezolvat? Eu de-am mă gândeam, zic să-mi chem un taxi. E pentru ce taxi dacă sunt oameni buni? Hai, mă rog, o zi frumoasă. O, oh, bună dimineața! Bună! La lucru? Da, ia ca caut loc de parcare și nu găsesc. Ei, da. Pune-ne locul eu, că eu taman mă duc. Serios? Da. Mulțumesc, chiar mă grăghesc la lucru. Mulțumesc frumos. Hai, trage. Andrei, azi e ziua în care noi nu trebuie să dăm greș. Monitorul e conectat? Da. Bun. Francesc, de-am venit, așa-i? Ajunge în 5 minute. Bine. Uniți documentele. Lăsați-mi voastră mână. Hai, Ionie. Hai. Bonjour. Jote, unde e traducătorul? Nu știu, de grabă spus că ajungi. De grabă asta când? Și mai de oră în urmă. Wow, one moment, please. Băi, cunoști cineva franceză în oficiu ăsta? O, cum mătră, ce aici lucrez? Nu rău, în centru, Champs-Élysées. Da, da, Champs-Élysées. Rotaru. Știi franceză? Bien sûr. Je ne parle beaucoup, mais je connais quelques mots, n'est pas de problème. Cam așa alb ai? Nu. Ce proiect e très rentable, mais vous avez fait une erreur. Vous n'avez pas signé le contrat. Si, si, certo. Și? Și a spus? Ați că e de acord. Cum adică de acord? I-a plăcut proiectul. Apoi pot să un director spun contractul e semnat? Da, da, dați-i foile întâi. Pentru ce? Să le semnez. Nu am înțeles. De ce ești acasă? Nu ești cu băieță la bere? Fii că te înțeleg rău sau și... Dar n-ai zis tu că... Ești niște nenormali! Dar de ce spui așa? Îți băieți tare bravo? Omenoși, adevărați prieteni? Nu, dar sincer, de la început n-am înțeles, dar după ce mi-a lămurit... Nu, serios, băi, chiar așa o coincidență, știi, să... Nu degeaba spune, stelele se aranjează așa cum trebuie. Mă rog. Da. De asta și suntem prieteni. Să aranjăm stelele așa cum vrem. Și am de-aia. Treci. Eu ieși aspătat în noaptea. Eu doar n-am ce faci. Trebuie să stau să-i păzesc e locul de parcare. Un traducător în minus. Altul în plus. Adem. Să înțeleg că numai Vjic nu a participat la asta, da? Vjic nu. Dar franțuzul da. Si, si, certo. Da. Degeaba femei m-au zis că sunteți niște nenormali. Vic, eu am o să lămurie astea. Dar nu trebuie să-mi explici nimic. Bravo că ai rezolvat cu lumina de bucătărie. E că este bărbat adevărat. Poți să nu te grăbești acasă.
la fin le bir, el e dur. Asta și... Treba dacă ai ceva greu de rezolvat. Sau mai bine câte una. Asta și... Da, asta noi! Nu ți-a dat seama, ți-a dat! Invers, 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 de fapt. Primi mânzi, de fapt. Doamne, ce se pentru o femeie? Nu, dar, bine, la început am făcut asta?